CZ Rapid Zalău a cucerit 10 medalii la cea de-a 6-a ediție a campionatului mondial de karate Fudokan. 7 din cele 10 medalii sunt din cel mai prețios metal, aur, 2 sunt din argint și una din bronz. Capitala Serbiei a găzduit în perioada 4-6 decembrie cea de-a 6-a ediție a campionatului mondial de karate Fudokan, competiție la startul căreia a fost prezentă și o delegație din România, iar printre tricolori s-au aflat și câțiva sportivi de la clubul sportiv Terakid Zalău. Așa cum ne-au obișnuit de fiecare dată sportivii antrenați de Călin Marincaș, s-au întors acasă medaliați. Pentru prima dată în istoria clubului zălăuan, antrenorul și sportivul Călin Marincaș a fost depășit ca și performanță la o competiție de asemenea nivel de unul dintre elevii săi, sau, mai corect spus, de o elevă. În competiția feminină a categoriei de vârstă tineret, Iulia Crițan a reușit să cucerească numai puțin de 4 titluri mondiale în concursul individual și pe echipe. În urma evoluțiilor excelente pe care le-a avut, Iulia Crițan a cucerit titlul mondial în proba de cumite individual, precum și în cea pe echipe. Tot pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial a urcat sportiva și în proba de kata echipe, iar la Fukugo s-a încununat de asemenea campioană mondială. Singurul senior zălăuan prezent la campionatul mondial de la Belgrad, Călin Marincaș, nu a înșelat așteptările și s-a întors acasă cu 3 medalii. Dacă în competiția de cumite individual a fost descalificat, Călin Marincaș și-a luat revanșa în concursul de cumite echipe, unde a cucerit titlul mondial. În proba de kata individual, una din favoritele sportivului zălăuan, Călin Marincaș a fost devansat de Vrionides Panayotis din Cipru și a fost nevoit să se mulțumească cu medalia de argint, dar și-a luat din nou revanșa în competiția pe echipe, unde a cucerit un nou titlu mondial. În concursul juniorilor, Dan Poptelecan a cucerit medalia de argint în proba pe kata individual, iar la categoria de vârstă cadeți, în competiția feminină, Seri Roberta a reușit o performanță excelentă și a cucerit titlul mondial în proba de cumite echipe, iar la individual a urcat pe treapta a treia a podiumului mondial și a cucerit medalia de bronz. În deschiderea campionatului mondial, gazdele au organizat o cupă mondială rezervată categoriei de vârstă copii, iar printre competitori s-au aflat și câțiva reprezentanți ai clubului sportiv Terakid Zalău, care au fost însoțiți la Belgrad de Remus Clitan, președintele CS Terakid Zalău. În cadrul cupei mondiale, cea mai bună comportare a aparținut lui Mario Cordiș, sportiv medaliat cu argint în proba de kata individual la categoria de vârstă copii 3. Tot la categoria de vârstă copii 3, echipa formată din Mario Cordiș, Lucaș Coca și Adrian Pop a cucerit medalia de bronz în proba de kata echipe, iar Solion Silard și George Gavriluț s-au clasat pe locul 4 în proba de embu masculin. O evoluție bună în cadrul cupei mondiale au avut și Nemeti Zoltan și George Pop, sportivi debutanți la o competiție de acest nivel.